binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Adresăm rugămintea pentru a rosti împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbovește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin unirea Lui într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Odihnește într-o iubirea Ta, Doamne, pe făuritorii mari unit, pe toți eroii, ostașe și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței drept slăvitoare strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Dăruiește-ne și nouă astăzi, Doamne, Duh de unitate, Duh de împreună așezare pentru a urma cugetul, determinarea și înțelepciunea celor ce s-au luptat pentru țară, pentru credință, pentru valorile familiei, pentru aducerea acasă a pământurilor românești înstrăinate. Și ne învrednicește, Doamne, pe toți, totdeauna a grăi și a cânta Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Fraților prea iubiți, suntem adunați aici în spirit de credință pentru a celebra Ziua Națională a României și a-i onora pe înaintașii noștri care au contribuit la realizarea marelui ideal al unirii. Ne rugăm astăzi pentru țara noastră și pentru toți cetățenii țării noastre, pentru ca toți să contribuim la binele poporului român. Împreună îi cerem Domnului, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria,
să ne dăruiască pace, credință, liniște, libertate, unitate și bună înțelegere. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Că tu ești cu mine, tu iadul și nu iaua ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi îngi capul cu untere. Și paharul meu e plin de sărbasă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, Părintele nostru, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorii lor. Te rugăm, fă-ne să vedem semnele prezenței Tale și să experimentăm puterea iubirii Tale, care nu ne părăsește niciodată. Ascultă-ne! Doamne Iisuse, fă ca Evanghelia Ta să lumineze și să inspire alegerile noastre personale și sociale. Fă ca legea Ta de iubire să conducă țara noastră spre dreptate și solidaritate, spre reconciliere și pace. Te rugăm, ascultă-ne! Duhule Sfinte, iubirea Tatălui și a Fiului, descoperă-ne gândurile și căile Tatălui, reînnoiește-ne mintea și inima pentru a privi cu speranță spre viitor. Te rugăm, ascultă-ne! Slavă ție, preasfântă Treime, care viețuiești și domnești în vecii vecilor! Amin! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin. Următoarele momente îi adresăm invitația să ia cuvântul în al preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Stimați oștene ai armatei române, excelența voastră Părinte Episcop Iosif, domnilor parlamentari, domnilor secretari de stat, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, iubiți copii, onorată adunare, 1 decembrie, în fiecare an, este zi de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru întreaga strădanie a neamului românesc de-a lungul timpului, strădanie încununată cu realitatea profundă pe care o descoperim în unirea noastră din 1859 și 1918. 1 decembrie este un moment de activare a memoriei trecutului nostru. În această memorie găsim, din păcate, și multe trădări. Descoperim însă mult mai multe lucruri bune. Adâncindu-ne cu onestitate în desfășurarea istoriei noastre, suntem uimiți de câtă frumusețe și de câte calități descoperim în oamenii acestui neam. Conștientizarea valorilor care au definit istoria noastră este și chemare spre luarea minte la o mare problemă pe care o avem și care subminează unirea.
plecarea atâtor români din țară spre alte tărâmuri constituie marea provocare. Ziua aceasta, 1 decembrie, este o zi de conștientizare a urgenței de a nu mai pleca definitiv din țară, a necesității ca românii plecați să se întoarcă acasă. Au fost vremuri de plecare, acum sunt vremuri de rămânere acasă și de întoarcere acasă. Aici este casa părinților noștri. Aici ne regăsim cu adevărat identitatea, aici ne descoperim rostul. 1 decembrie este un indicator pentru noi să înțelegem cum suntem în raport cu neamul nostru, cu țara noastră, cu credința în Dumnezeu, cum suntem în raport cu noi înșine. Dumnezeu să aibă grijă de noi, de țara noastră și de toată lumea. Amin, așa să fie. În următoarele momente îi adresăm invitația să ia cuvântul Excelența sa Iosif Păuleț. Dragi și stimate autorități civile, dragi români, e zi de mare sărbătoare, e zi de bucurie și recunoștință pentru țara noastră și pentru fiecare român, indiferent unde s-ar afla. Sărbătorirea Zilei Naționale a României ne cheamă în fiecare an să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marele dar al unității și al libertății naționale. Un dar care a răsplătit credința înaintașilor noștri și jertfele pe care aceștia le-au făcut de-a lungul multor secole de încercare și suferință. Da, este un dar, un mare dar pe care trebuie să-l prețuim și față de care să ne simțim cu toții responsabili. Memoria acestui dar nu trebuie păstrată doar în cărțile de istorie. Ea trebuie păstrată în primul rând în inimi, în inimi vii și înflăcărate. Papa Francisc, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la 31 mai 2019 la București, cu autoritățile, cu membrii societății civile și cu membrii corpului diplomatic, spunea aceste cuvinte, citez: odată cu condițiile materiale, este necesar să se dezvolte sufletul poporului vostru, pentru că popoarele au un suflet, au un mod de a înțelege și de a trăi realitatea. Întoarcerea continuă la sufletul propriului popor, aceasta duce la mai departe, duce mai departe un popor. Am încheiat citatul. În sufletul poporului nostru român, în conștiința noastră națională, sunt adânc înrădăcinate valori inestimabile pe care înaintașii noștri au construit edificiul României mari. Credința în Dumnezeu, pacea, respectul, buna înțelegere, iubirea de țară și de frați sunt doar câteva dintre ele. Pentru a putea privi cu încredere spre viitor, avem datoria de a ne întoarce iarăși și iarăși la sufletul poporului nostru și să nu lăsăm să ni se ia ceea ce avem mai sfânt și mai scump, sufletul și ceea ce se află în trânsul. Rugăciunile pe care astăzi le îndreptăm spre Dumnezeu, stăpânul istoriei și al timpului, au și acest gând: să-L lăudăm pe Dumnezeu
pentru ceea ce ne-a dăruit. Să-L implorăm să ne binecuvânteze și să-L rugăm să ne mențină în credință și în unire. În felul acesta și numai așa vom gusta tot mai mult bucuria de a fi români, de a fi creștini, de a fi frați care știu să se iubească și să se respecte. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Doamne ajută! Vă mulțumesc! Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Bogdan Petru Cojocaru, prefectul județului Iași. În al preasfinția voastră, Părinte Mitropolit Teofan, preasfinția voastră, Episcop Iosif Păuleț, doamnelor și domnilor parlamentari, stimate domnule comandant, stimate autorități, reprezentanții autorităților, stimați reprezentanții autorităților locale, dragi eșeni, mă bucur că astăzi suntem din nou împreună și putem marca la Iași, așa cum se cuvine, Ziua Națională. Rolul esențial al Iașului în istoria națională nu poate fi negat de nimeni. Iașul a fost capitala României între anii 1916 și 1918. Este capitala Moldovei și capitala culturală a țării. Iar astăzi noi avem obligația de a aduce mai departe idealurile atâtor generații de români. Avem nevoie unii de alții pentru a lupta împreună pentru dezvoltarea și modernizarea României. Vrem să avem acasă condiții civilizate de trai, spitale moderne, școli în care copiii noștri să își poată forma un viitor decent, autostrăzi care să lege regiunile istorice, vrem o Românie puternică. În calitate de prefect al județului Iași, mi-am propus să unesc toate instituțiile locale și centrale și să-i aduc la aceeași masă pe toți cei care pot să transforme în realitate așteptările eșenilor. Doar prin parteneriate oneste și împreună cu oameni integri care să pună Iașul pe primul loc, în detrimentul intereselor personale sau al ambițiilor politice, putem să îndeplinim cele mai importante obiective ale comunității. Și în ultimul an s-au făcut progrese importante. Autostrada Moldovei de la Ploiești până la Pașcani are constructori desemnați care lucrează pe cele mai multe tronsoane. Autostrada Unirii a trecut în această săptămână o etapă importantă, care părea imposibilă în urmă cu ceva timp. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici necesari pentru realizarea tronsonului montan. Mai este mult însă de muncă, dar avem susținerea guvernului, condus de Marcel Ciolacu și a echipei guvernamentale. Și mai avem un atout foarte important, o societate civilă determinată și implicată, care merită toate aprecierile noastre. Dragi eșeni, în continuare dați-mi voie să transmit un scurt mesaj din partea primului ministru Marcel Ciolacu, un susținător al Iașului și al Moldovei, cu prilejul Zilei Naționale a României. Este Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor. O zi în care m-aș bucura să retrăim spiritul unității, care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare. Iar România nu este nici ea ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună noi românii avem puterea de a ne atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni
societate civilă, mediu de afaceri, reprezentanți ai statului sau clasă politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, la mulți ani, dragi șefi! Lăsați campania! Vorbim despre unire! Lăsați campania! Vorbim despre unire! Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Marius Sorin Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași. În a preasfinția voastră, Părinte Mitropolit Teofan, preasfinția voastră, Părinte Pauleț, preacucernici și preacuvioși părinți, domnule primar Mihai Chirica, domnule secretar general adjunct al Guvernului Lucian Rusu, domnule prefect Bogdan Cojocaru, doamnelor și domnilor deputați și senatori, consilieri locali și sau județeni, domnule comandant, colonel Claudiu Mădălin Tamaș, dragi membri ai structurilor de apărare și ordine publică, dragi eșeni, dragi români de pretutindeni. 1918 a fost anul providențial al națiunii române. Anul în care românii de pretutindeni au înțeles că orice vis poate deveni realitate. În acest context, 1 decembrie 1918 este o zi cu semnificație specială pentru noi toți. O zi ce marchează momentul istoric în care visul s-a materializat. Provinciile României s-au unit pentru a forma o singură țară, o Românie mare și puternică. Pentru a se împlini, acest vis a presupus acțiunea politică decisivă și unitară a elitelor din Regatul României. Iașiul, orașul nostru iubit, a jucat un rol semnificativ în istoria și destinul națiunii noastre. Creuzetul în care idealul unirii s-a conturat își are sălașul la Iași. Ziua națională este un moment de reflecție asupra unității și colaborării, care sunt pietrele de temelie pentru dezvoltarea noastră. Puterea oricărei comunități stă în capacitatea sa de a coagula oamenii de bună credință pentru a lucra împreună în vederea atingerii unor obiective comune. Iar Iașul nu face excepție. Suntem o comunitate diversă, bogată în cultură și istorie. Diversitatea noastră este puterea noastră și numai prin unitate putem valorifica întregul nostru potențial. Județul nostru, orașul nostru și ieșenii sunt mai hotărâți și pregătiți ca oricând să dezvolte proiecte majore care vor contura viitorul Iașului. Aceste proiecte necesită să căutăm acele lucruri care ne unesc, să adunăm resursele, să lucrăm împreună către obiective comune. Și istoria recentă ne arată că atunci când toate energiile societății noastre s-au unit, visul de peste 20 de ani al unei autostrăzi a unirii devine realitate sub ochii noștri, în mâinile noastre. Fie că vorbim despre infrastructură, de spitale noi, inițiative educaționale sau creștere economică, succesul acestor eforturi depinde de abilitatea noastră de a ne uni ca o comunitate. Dezvoltarea Iașului înseamnă să depășim interesele individuale și să ne concentrăm asupra bunăstării colective a județului. Împreună putem depăși provocările, putem valorifica oportunitățile și construi un viitor de care să fim cu toții mândri. Împreună putem avea un nou spital al inimii, un nou spital de boli respiratorii, o sală polivalentă adevărată și infrastructură rutieră modernă. Drageșe, dați-mi voie să exprim recunoștința față de fiecare dintre dumneavoastră, pentru că faceți parte din această comunitate incredibilă. Împreună scriem următorul capitol în istoria Iașului, un capitol care trebuie să aibă ca temelie colaborarea și unitatea. La mulți ani, dragi ieșeni, la mulți ani, România! Mulțumesc foarte mult!
Înalt preasfinția voastră, Părinte Teofan, preasfinția voastră, excelența voastră, Părinte Iosif, domnule comandant al garnizoanei Iași, domnule colonel Tamaș, domnilor parlamentari, stimați eșeni, stimați ostași, dragi copii, e o adevărată onoare să fim împreună aici. În primul rând vreau să vă mulțumesc, în calitate de primar, pentru numărul mare și sacrificiul pe care l-ați făcut în această frumoasă zi de 1 decembrie, de a fi împreună, de a fi în fața Palatului Culturii, de a ne închina celor care s-au jertfit pentru România. Aici nu suntem oameni politici, aici nu suntem demnitari, aici toți suntem români. Iar dacă cele trei culori ne-au demonstrat că există unitate, chiar dacă nu seamănă una cu cealaltă, înseamnă că și noi putem fi uniți. Înseamnă că și noi putem să clădim un viitor pentru această țară. Poate generația noastră n-a făcut cât ar fi trebuit, dar ne tragem seva din ceea ce au făcut generațiile dinaintea noastră. Eroii noștri, cei pe care astăzi îi venerăm, cei pentru care astăzi suntem aici, sunt seva din care s-a născut România. Lor să ne închinăm și zi și noapte și să le mulțumim în rugăciunile noastre și în toate gândurile noastre, oriunde ne-am aflat. Așa este, nu suntem toți românii acasă, dar sufletele noastre sunt împreună. Și de aceea trebuie să visăm întotdeauna că România anului 1918 este România noastră. Să nu ne fie frică să vorbim despre țara noastră, despre idealurile noastre, despre națiune și patrie, despre tricolor și imn, despre limbă și granițele țării. Sunt ale noastre. Trebuie să le transmitem urmașilor noștri și trebuie să muncim pentru ele. Mai avem multe de făcut. Mult prea multe de făcut față de cât ar fi trebuit. Dar cred că dacă unitatea, solidaritatea, gândul cel bun, pacea și liniștea dintre noi vor domni, le vom face. Trăim vremuri grele în care și războiul, și terorismul, și multe provocări sunt printre noi. De aceea trebuie să arătăm tuturor națiunilor acestui continent și acestei lumi că România este altceva, că noi putem trăi împreună, că noi știm ce ne trebuie, că noi știm ce vrem și că putem merge demn și cu fruntea sus în fața tuturor națiunilor. Să le mulțumim înaintașilor noștri, să transmitem acest frumos gând copiilor noștri, să moștenim ceea ce ni s-a dat, dar să dăm ceea ce am moștenit. Să nu uităm acest lucru și să ne rugăm pentru țară. Dumnezeu să binecuvinteze patria noastră, poporul român și pe fiecare dintre noi, oriunde s-ar afla. La mulți ani România, la mulți ani eșeni! Urmează depunerea coroanelor de flori la statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare. Activitatea se desfășoară în conformitate cu legea numărul 215 din 2016.
1918 se înscrie ca un moment hotărător în istoria neamului nostru. S-a împlinit, pentru totdeauna, năzuința românilor de a trăi liberi, uniți, demni și în bună înțelegere cu vecinii lor. Marea Unire a fost și rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei românești. Măreția momentului istoric de la 1 decembrie 1918 este dată de faptul că desăvârșirea unității naționale a fost rezultatul voinței întregii națiuni române. Ziua națională este un prilej de cinstire a memoriei celor care, în timpul războiului de reîntregire a neamului, și-au dat viața pentru țară, pentru statul național independent și unitar al românilor. Ne împlinim de asemenea cu adâncă recunoștință în fața jertfei eroilor armatei României din timpul cel de-al doilea război mondial. Totodată aducem un pios omagiu militarilor căzuți la datorie pe timpul executării misiunilor în teatrele de operații și pe teritoriul național. Cu ocazia Zilei Naționale, Armata României participă, la solicitarea autorităților publice, la organizarea de ceremonii militare în garnizoanele din întreaga țară. De asemenea, militarii aflați în misiunea în afara teritoriului național desfășoară cu acest prilej ceremonii militare. În toate instituțiile militare din țară se arborează drapelul național. Pe teritoriul României, cu prilejul Zilei Naționale, se organizează ceremonii cu depuneri de coroane la monumentele închinate eroilor neamului, căzuți pe câmpurile de luptă de-a lungul istoriei. Pierderile armatei României în primul război mondial sunt estimate la peste 330.000 de căzuți la datorie, dintre care 60.000 în prizonierat. În cel de-al doilea război mondial, țara noastră a înregistrat peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri și invalizi. Detașamente, preți pentru defilare, cu onorul spre dreapta. Detașamente înainte, marș! Onorată asistență, avem privilegiul să aniversăm astăzi cea mai frumoasă sărbătoare a românilor, într-un loc plin de istorie, dar și într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Dispozitivul de defilare este constituit din forțe și mijloace ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Ministerului Justiției, Serviciului de Ambulanță Județean Iași și Poliției Locale. Vor defila astăzi prin fața dumneavoastră, militari din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din județul Iași, precum și mijloacele tehnice din dotare. Militarii noștri sunt adevărați ambasadori ai României. Din participarea la misiunile internaționale pe toate continentele lumii, prin misiunile îndeplinite cu profesionalismul militar, România se impune și este recunoscută ca un partener credibil și de încredere în cadrul alianțelor la care suntem parte. Prin participarea la activitățile prilejuite de aniversările și comemorările principalelor momente din istoria țării noastre, militarii demonstrează că sunt continuatori ai tradițiilor de luptă ale poporului român și contribuie la respectarea simbolurilor și valorilor naționale. De-a lungul carierei a participat la o misiune în teatrul de operații din Afganistan, fiind apreciat de către partenerii coaliției pentru devotamentul și profesionalismul de care a dat dovadă. A fost distins cu decorații și medalii naționale, printre care amintim emblema de onoare a statului major general, titlul de veteran din teatrele de operații, emblema de merit în slujba păcii clasa a treia, emblema de onoare a forțelor terestre, emblema de merit în serviciu armate României, clasa a treia, emblema de onoare a armatei României, semnul onorific în slujba patriei, pentru 15, 20, 25 de ani, și insigna participant la misiuni în străinătate. Trece prin fața noastră acum drapelul de luptă al Brigăzii 15 Mecanizată Podunal, cea mai veche unitate de manevră din țară, continuitoarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 15 Torobanți, ce lua ființă la 1 ianuarie 1977.
este urmat de steagurile de identificare ale unităților subordonate și a subunităților de brigadă, precum și ale Centrului Militar Zonal Iași, împreună cu cele ale centrelor militare județene, structuri specializate care asigură interfața între Ministerului Apărării Naționale și societatea civilă. De asemenea, vă prezintă onorul și steagul de identificare ale Spitalului Clinic Militar de Urgență din Iași. Militarii pe care îi vedem acum fac parte din cadrul subunităților Brigăzii 15 mecanizate codul înalt. De-a lungul timpului, drapelul de luptă al unității a fost decorat în mai multe rânduri cu distinții. Sunt urmați de militarii batalionului 151 Războieni sau Lupii Negri, așa cum mai sunt cunoscuți militarii acestei structuri. Batalionul este o unitate de elită armate României, dar și una dintre primele structuri militare din țară care a participat la exerciții și misiuni internaționale. Batalionul a fost înființat la 15 septembrie 1994 și este continuitorul glorioaselor tradiții de luptă ale Batalionului 1 Infanterie. Următorul detașament, condus de către comandantul Batalionului 198 Sprijin Logistic Trut, locotenent colonel Schipor Florin, cu drapelul de luptă, domnul locotenent colonel, a participat la 3 misiuni internaționale. Locul de defilare al structurilor Ministerului Afacerilor Interne este condus de către colonelul Cosmin Cesaru, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, ofițer cu o vastă experiență. Ofițerul și garda drapelului de luptă al Jandarmeriei Iași, care trece acum prin fața dumneavoastră, poartă uniforma specifică Jandarmeriei Române din epoca domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Vă amintim că Jandarmeria s-a născut la Iași în anul 1859. Primul detașament de defilare al jandarmilor ieșeni, comandat de locotenent Alin Apovăloaie, este constituit prin luptători din cadrul structurii antiteroriste și acțiuni speciale. Vă prezintă onorul detașamentul de jandarmi condus de locotenentul Constantin Tănăsuc. Militari fiind echipați în uniforma specifică anului 1916. Urmează grupa canină din cadrul Jandarmeriei Iași, vedem câini special antrenați pentru intervenții în misiuni cu grad ridicat de risc. Zilnic, jandarmii ieșeni acționează pentru liniștea și siguranța dumneavoastră, iar la nevoie intervin în situații de urgență. Următorul detașament aparține Inspectoratului Județean pentru situații de urgență, Mihail Sturza, al județului Iași. Acesta este condus de către majorul Tudor Simionescu Mihai. În fața celor două plutoane de pompieri se află drapelul de luptă al Inspectoratului. Inspectoratul pentru situații de urgență este cea mai veche unitate de pompieri. Primul pluton de pompieri este condus de către capitan Axinte Florin și este format din militari ai detașamentului 1 de pompieri Iași. De la începutul anului și până în prezent, detașamentul a executat 6.882 de misiuni. Al doilea pluton de pompieri, paramedici, aparține detașamentului 2 de pompieri Iași și este comandat de către majorul Tudor Cosmin. Anul acesta, detașamentul a executat 5.577 de misiuni. Urmează membrii detașamentului de intervenții din cadrul penitenciarului Iași, coordonat de către inspectorul principal de poliție penitenciară, Vlad Blănaru, ofițer cu o experiență de 14 ani în sistemul penitenciar. Aceștia desfășoară misiuni speciale de escortare și supraveghere a deținuților. Încheie detașamentul de defilare câinele rasa ciobănesc belgian pe nume Garda, specializat în descoperirea de droguri și de depistarea telefoanelor mobile din penitenciar. Doamnelor și domnilor, am urmărit defilarea detașamentelor aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției. Ne pregătim să urmărim defilarea tehnicii militare, în care vom vedea mașini de luptă ale Armatei României, autospecialele jandarmeriei, pompierilor, poliției române, poliției de frontieră, direcției regionale de informații Moldova Nord, penitenciarul Iași, poliției locale Iași, precum și ale serviciului de ambulanță județean Iași. Doamnelor și domnilor, urmărim în continuare defilarea tehnicii militare deschisă de mașinile de luptă ale Brigăzii 15 mecanizate. Comandantul detașamentului este locotenent colonel Cristian Mihoci, ofițer cu experiență deosebită în misiunile Armatei României.
care vă prezintă onorul dintr-o mașină de luptă TAP-679. Pentru modul în care și-a îndeplinit misiunile de-a lungul carierei, a fost decorat cu ordine și medalii naționale, astfel, ordine Virtutea, militar în grad de cavaler, emblema de onoare a Armatei României, emblema de onoare a Forțelor Terestre, insignia participant la misiuni străinătate, semnul onorific în serviciul patriei pentru 15, 20, 25 de ani de armată și titlul onorific de militar veteran pentru militari. Este urmat de 4 autospeciale Dacia Duster ale structurilor de poliție militară din Brigada 15 mecanizată Codunga. Structurile de poliție militară sprijină acțiunea forțelor de planificare a mișcării prin pregătirea marșurilor tactice și a deplasărilor administrative ale elementelor forței, precum și pregătirea deplasării populației pe căile de comunicații. Printre misiunile structurii se numără supravegherea, îndrumarea și controlul circulației autovehiculelor și coloanelor militare în perimetrele și zonele ordonate, urmărând respectarea de către conducătorii auto a legislației rutiere, regulamentelor, instrucțiunilor, dispozițiilor tehnice și ordinelor în vigoare privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii militari participă la controlul și îndrumarea traficului și însoțirea coloanelor militare care transportă delegații români și străine pe timpul aplicațiilor, exercițiilor de mobilizare, activităților de protocol și altor activități specifice. Este urmare transportoare a amfibiilor folosite ca mijloace de luptă și transport ale grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Mașina de luptă poate transporta până la 9 militari complet echipați, beneficiind în același timp ca mijloace proprii de foc de o mitralieră calibru 14,5 mm și de una calibru 7,62 mm. Blindajul transportorului asigură protecția personalului embarcat împotriva schijelor, artileriei și a gloanțelor trase de la o distanță de minim 100 de metri. Vehiculul este dotat și cu un sistem de protecție împotriva armelor de ridicire în masă, având o instalație de pilot printr-o ventilație. Taburile pe care le vedem sunt înzestrate batalionului 151 infanterie din Iași. Acest model de transportor blindat a fost folosit de ei și de alți militari români în teatrele de operații din Irak și Afganistan. Trec prin fața dumneavoastră două autocamioane DAC-665T destinate tractării piețelor de artilerie și transportului de trupe și materiale. Acest model a fost produs la întreprinderea de autocamioane de la Brașov, are tracțiunea 6x6 și poate atinge o viteză maximă de 85 km pe oră. Acestea sunt în dotarea batalionului 151 Infanterie Războieni. Următorul mijloc este reprezentat de vehiculul de recuperare cu braț telescopic și furca de ridicare, dezvoltat special pentru remorcarea și tractarea altor vehicule militare defecte sau care au fost implicate în accident. Este destinat recuperării, ridicării și tractării echipamentelor de camion militar și combinații de camioane și remorc. Prin fața noastră trec acum autospecialele de intervenție ale Inspectoratului de Jandarm Județean Iași. Jandarmeria Română este instituția specializată a statului cu statut militar, componenta Ministerului Administrației și Internelor, care exercită în condițiile legii atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice. Jandarmeria Română, prin atribuții, organizare, pregătire și dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întregul teritoriu național, atât în timp de pace cât și în situații de criză. Aceste mijloace sunt folosite în misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și în cazul intervenției în domeniul situațiilor de urgență, pentru limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale. Misiunile Inspectoratului Județean de Jandarm vizează asigurarea și restabilirea ordinii publice, protecția și apărarea obiectivelor, bunurilor și valorilor de importanță deosebită, protecția transportului unor valori importante, limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic. Defilarea continuă cu tehnica Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihai Sturza al județului Iași. Blocul de defilare al pompierilor Ieșeni este deschis cu autospeciala de muncă operativă și vehicul cu șine, roți, tip UTV, capacitate mărită de trecere. De
asemenea trece și autoficiala de intervenție și salvare de la înălțime, acționează independent sau în cooperare cu alte echipaje de intervenție pentru salvarea persoanelor de la înălțime sau pentru realizarea dispozitivelor de intervenție la nivelele superioare ale clădirilor și instalațiilor. În fața dumneavoastră trece acum autoficiala de intervenție cu apă și spumă, care acționează pentru salvarea și evacuarea oamenilor, animalelor și respectiva bunurilor materiale de valoare, oprirea procesului de adere prin diferite procedee, protecția căilor destinate salvării și evacuării persoanelor, animalelor și bunurilor materiale. Este urmat de autospeciala de cercetare chimică, biologică, radiologică, nucleară, care execută misiuni de cercetare, identificare a raioanelor, zonelor terestre, fluviale sau maritime, potențial contaminate, radiologic, biologic, chimic și de prelevarea probelor în vederea identificării. Trece și autospeciala pirotehnică, mijloc ce acționează pentru cercetarea terenurilor, identificarea, distrugerea pe locul de descoperire a munițiilor. Depilează și embarcațiunea cu fără motor, încadrată cu echipe de scafandri autonom. Acesta participă la misiuni pentru salvarea persoanelor. Autospeciala de descarcerare este destinată pentru intervenții în situații de urgență, la accidente rutiere, feroviare și aviatice, calamități naturale și accidente industriale. Ambulanța de terapie intensivă mobilă pentru nou-născut este destinată intervenției medicale de urgență, asistență medicală de urgență și terapie intensivă a nou-născutului aflat în stare critică, în condiții de prespital, monitorizare și transport. Ambulanța de prim ajutor medical este destinată intervenției medicale de urgență, acordarea primului ajutor, monitorizare, transportul medical asistat. Este dotată cu materiale și echipamente necesare acordării primului ajutor calificat. Centrul mobil de pregătire a paramedicilor este constituit pe structura unui automobil de tip furgonetă și are în dotare echipamente necesare pentru instruirea și evaluarea constantă a paramedicilor care intervin în cele mai dificile situații de urgență. Continuare defilează prin fața dumneavoastră tehnica Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Primul mijloc, autospeciala marca BMW, se află în dotarea structurilor de poliție rutieră. Autospeciala este utilizată de polițiști atât pentru monitorizarea și sprijinirea traficului rutier, cât și pentru asigurarea intervenției la locul producerii accidentelor rutiere. Al doilea mijloc este reprezentat de autospeciala marca Dacia Logan și se află în dotarea structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române. Este folosită și de polițiști în activitățile ținice de menținere a ordinii publice, pentru misiuni de patrulare, precum și la intervențiile la evenimentele sesizate. Autospeciala este prevăzută cu un separator mecanic între scaunele din față și cele din spate, astfel că persoanele transportate pe bancheta din spate vor fi izolate. Supravegherea persoanelor transportate se face cu ajutorul unui sistem de monitorizare amplasat pe bordul mașinii. Vedem și autospeciala Ford Ranger, destinată intervenției polițiștilor din cadrul biroului pentru protecția animalelor, la cazurile în care există indicii cu privire la încălcarea normelor în materie de protecție și bunăstare a animalelor. Mașina este dotată cu dispozitive de contenție și truse de prim ajutor, utilizate în funcție de necesități de către medicul veterinar din cadrul biroului. De asemenea, vedem și autospeciala Serviciului pentru Acțiuni Speciale, marca Mercedes. În cadrul defilării, tehnica destinată Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră. Defilarea este deschisă de autospeciala de transport efective a frontierei marca Ford Custom 4x2, destinată pentru transportul efectivelor pe locul de serviciu. Al doilea mijloc este autospeciala de patrulare marca Volkswagen Passat, utilizată în misiuni specifice pe comunicațiile din zona de competență. Este urmat de autospeciala de patrulare 4x4 marca Ford Ranger Raptor, destinată efectuării de misiuni specifice cu pondere mai mare la frontiera verde și care prezintă o capacitate mai mare de trecere în teren avariat. Trece prin fața noastră și autospeciala de patrulare Dacia Duster plus remorca transport plin de serviciu, destinată efectuării de misiuni specifice cu
pondere mai mare la frontiera verde, dar și în punctele de trecere a frontierei. Aceasta este utilizată pentru transportul trenilor de serviciu, atât pe timp de noapte, cât și pe timp de zi. Urmează un dispozitiv de depilare al Serviciului Românii de Informații. Prima este autospecial a structurii de intervenție antiteroristă, care are rol în a riposta imediat, de a evacua precum și de a izola zona în situația producerii unei eventuale crize teroriste în zona de responsabilitate. Al doilea vehicul este autospeciala de intervenție CBRN, unde intervine în cazul unor amenințări cu dispozitive explozive improvizate CBRN. Prin Brigada Antiteroristă, Serviciul Român de Informații îndeplinesc rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Al treilea vehicul este destinat Serviciului de Poștă Specială. Această structură specializată a Serviciului Român de Informații asigură pe întregul teritoriul României protecția și transportul corespondent clasificate naționale, NATO și UE, precum și cele oficiale neclasificate. Defilează în continuare autospeciala penitenciarului Iași, marca Iveco Daily, care este destinată misiunilor pe care le desfășoară structurile de intervenție pentru soluționarea situațiilor critice din penitenciarele din responsabilitatea Nord-Est. Urmăriți defilarea a patru autospeciale aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Ambulanța tip C, destinată intervenției medicale de urgență la cel mai înalt nivel și transportul medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente materiale și medicamente de terapie intensivă. O ambulanță de tip B, destinată intervenției de urgență și transportului medical asistat al pacientului. Dotarea ambulanței tip B este formată din echipamente, materiale sanitare și medicamentele necesare resuscitării și acordării asistenței medicale de urgență. O ambulanță A, care asigură în condiții de siguranță și confort transportul pacienților ce nu necesită asistență medicală de urgență, dar și transportul pe urgență al produselor biologice, fiind dotată cu echipamentele și materialele minime necesare acordării primului ajutor în caz de nevoie. O ambulanță de consultații medicale de urgență, care acordă prin medicul specialist consultații medicale la domiciliul pacientului. Detașamentul Călare din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. În momentele următoare, vă prezintă onorul o formațiune de cavalerie din cadrul Detașamentului de Cavalerie al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Aceasta face parte dintr-o structură specială, unică la nivelul jandarmeriei române, continuatoare a unei îndelungate tradiții a Regimentului de Escortare Regală. În primul rând, informație, puteți admira eleganța colegii noastre Laura și a partenerei sale de misiuni, Rita, adevărata emblema Cavaleriei Jandarmeriei. Rita, în vârstă de 20 de ani, a fost alături de Laura și camarazii jandarmi la sute de misiuni grele cu risc ridicat în ultimii 19 ani. Este veterana detașamentului, iar această paradă reprezintă ultima sa defilare de ziua națională. Urmează Serviciul Călare ce aparține Poliției Locale Iași. Serviciul Poliție Călare a fost înființat în anul 2017 și are în dotare 10 cai din rasele cal de sport românesc, Irish Hunter, Lipțian, Fezian și un cal de sport unguresc. Echipajele Călare acționează în parcuri, zone de agrement, zona centrală, cartiere, cât și la evenimente care desfășoară pe raza municipiului Iași și împiedică aglomerări mari de persoane, cu scopul de a preveni și depista faptele de natură infracțională și contravențională. Patrulele Călare se caracterizează prin vizibilitate și mobilitate crescută față de patrulele pedestre, prezența lor descurajând violența stradală. Poliției locale sunt antrenați pentru a tolera o gamă variată de stimuli pentru a face față misiunilor de patrulare. Încheie defilarea de astăzi Garda de Onoare, constituită din militarii Batalionului 151 Infanterie Războiene. Drapelul de luptă al acestei unități a fost decorat în mai multe rânduri pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile militarii ei, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler și emblemele de onoare ale Statului Major al Forțelor Terestre, Statului Major General și a Armatei României.
Batalionul 151 a fost înființat la 15 septembrie 1994 și este continuatorul glorioaselor tradiții de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din cadrul Regimentului 15 Infanterie Războieni, tradiții cu o durată de peste 135 de ani. Aproape toți militarii batalionului și-au desăvârșit pregătirea profesională în misiuni în afara teritoriului național. Batalionul 151 Infanterie Războieni face parte din Brigada 15 Mecanizată, Podul Înalt.